Salutare tuturor, aici Bosseder și bine ați revenit la un episod din Dying Light. Ultima de când ne-am întâlnit, ne-am urcat pe o antenă aici frumos, am văzut că nu e nimic folositor, în sensul că antena era stricată, așa că a trebuit să renunțăm la idee și era pe cale să mor aici. Da, a trebuit să renunțăm la idee și să mergem să căutăm altă antenă, adică mergem să căutăm altă antenă. Ăla încă e acolo, nu mă duc la ăla. Ăla poate să stea acolo și să-și bage un deșt în curs, să se bucure de viață, zombiul ăla. Nu am să mă duc să mă ating de el. Ok, zicem că putem să o luăm. Fac o mașină. Pa, frumusețea ardea lui, ne mai vedem. Să ajungem repede la cea de-a doua antenă, Dumnezeu, unde fie aia, nu știu. Nu știu deloc. Deloc cum să-și cum lucrurile. Ce am observat e că pe 1080 pe 60 se vede mai bine decât pe 1080 30, adică mă refer la calitate. Poate sunt doar eu, poate doar eu văd așa, nu știu. Kareem, what do I do if the second transmitter is trashed? The better question is, what will you do if you disappoint Rice? Oh. And the answer is probably die horribly. Au. Ok. Îmi prea-mi place cum a sunat asta. Pot să... Nu? Ok. Deci nu pot să... iau ce era pe acolo. Deși cred că era folositor dacă mă gândesc la așa ceva genul. Scuze dacă m-au zis cum respir sau ceva genul, dar am început să răcesc puțin și m-au mai ciudat poate. Oh. Tot nu înțeleg ce se întâmplă când apare X-ray-ul ăla, înseamnă că i-am dat criticală sau ceva de genul? Sau băieți? Hei, hei, friendly! Yo, wow, 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 cățel, cățel, cățel. It's friendly, motherfucker. Wow. Oh my god. Ce motherfucker, frate? Am altceva mai bun? Trebuie să-l dau cu asta peste bă. Du-te, băteți-vă cu ăla, așa. Hai că ăsta bubuie. Sau ceva de genul, cred. Bă, ce nenorociți, mă. Have fun, bitches. Ce proști, mă, vine așa mine, așa să... să nu la bătaie, la palme, la chestia genul ăsta. The fuck? De ce s-a întunecat totul? Ok, acolo țepi. Oh, no. Vine cu-a, vine cu-a. Pleacă! Gigi! Dă-te-a măta! Ce urât ești să-mi lua picioarele! Și și înalt! Ei, poate pot să-mi craftez niște medicamente, medkituri. Da, pot să fac asta. Nu știu, tot sună telefonul. Random. Cred că am prins ceva pe WhatsApp, dar nu mă interesează. E momentul! Molotov, vreau asta. Tab, nu? Nu... O, mai am din astea. Asta e apă? Da, era apă. UV, flashlight... A, lol, era molotov ăștia. Lol, sunt nebun. Ok, antena e acolo. Frate, parcă te prinsesei de chestia asta. Sar și... Hai de capul meu, dă-te, mă. Dă-te, bă, de aici. Îmi spar țestosul. Făcut asta pentru 8 dolari. Tot, mă, trebuia un puțin avânt, mă. Am primit un mesaj pe PlayStation, vă, că... Da, am aplicația de la PlayStation la telefon și dacă sunt pe același wireless cu PlayStation-ul... Toate notificările le primești și pe... What the fuck, ce-i ăsta? Uuu, e un boomer de ăla. Pa. Aud muzică pe aici, ceva ciudat. Muzica. Muzica este foarte frumoasă. Sună radio. Ok. Pe aici, nu?
Pe aici ar trebui să iau. Nu mă pot cățăra. Ah, mă, pe bune, cred că mă pot cățăra. Nu că ăsta este trist și nervant în același timp. Up, up, up. Hai, țop, țop, like a motherfucker. Salut. I'm at the second antenna tower. The fence is electrified. I think someone's inside. That will be Alexei. Oh. Probably his son Christoph. I find them tiresome. Don't let them stand in your way. You've got to get inside and turn on the transmitter. Okay. Salut. I need to climb the tower. Why the hell would you want to do that? N-am altceva de face. He asked me to. Rice? You don't look like one of his crew. So no. Well, fine. I'll just radio back and tell Rice that you wouldn't let me through. What? No, I didn't say that. You want to climb? Fine. Go. Du-te, distrează-te. Dacă mor, asta e. I won't do this anymore. Bine. You keep your voice down. I don't care who hears me. Christoph, what's wrong with you? We're trying to stay alive here. Christoph, calmează-te. These guys are killers. Yes, they're murderers. So we work for them. Pe bune? That's how we stay safe. Ah, bine că mi-am tai accesul de la chestia aia. Aoleu, soarele, cred că o să mă omoare. Unde dumnego trebuie să sar? A, aici. Super! După aceea nu mă puteam cățăra? Pe bune? Amă, nici pe partea asta, du-te în puii mei. Brecă, ești... sau crane. Eu sunt crane. Știu, slăs, bă. Dacă ne cățărăm pe chestii mai... șmecheroase aici, așa. Mai feroase, în sfârșit. Credeam că asta o să fie și asta stricată sau ceva de genul, ca să nu mă las să folosesc. Și asta e închisă, zău. Mamă, credeam că am să ratez. Uioi. Sunt bine. Doar că sunetul de înălțime nu prea îmi face bine. I sure hope this fucking climb was worth it. Eu sper să nu cad. Mai multe de astea închise, zău. Așa, nu știam, am uitat că chestia asta pot să folosesc. Shit. Nu! Să mă cac pe mine, ce era să mor? Tocmai am văzut un avion care a trecut deasupra capului meu. Dar cred că a fost un avion mai mult ca sigur. A fost un airplane. Ok. Dar de ce nu mă pucă țara pe chestia aia? Așa, mă, n-ai văzut, mă, băiatule. Vezi că poți să sari. Ar trebui să sar așa. Era să mă duc. Stai, cred că aici e tot ce am nevoie, nu? Yup, aici e. E ora 44 și jumătate. And this thing's still intact. Let's see if it was worth the hassle. Țâng. Hey, Kareem, second transmitter's up and running. Is it working? Kareem, do you hear me? Loud and clear. Nice job. You know the way back, right? Presupun. Right. Să mor mai sus? Nah, n-am chef. Auii! Mereu am vrut să încerc chestia asta, dar mi s-a părut prea periculos, adică mă refer în viața reală, să folosești zipline-ul. Că pare fun și toate alea, dar nu prea cred că aș avea boașe încât să fac chestia asta. It was you, wasn't it? Raheem? The antennas. Brecken told me. Communication is crystal clear now. What the fuck? Yeah, that was me. And now I'm on my way to see Rise again. Get the antizen? That's the deal. Good job, man. This helps everybody, but especially Dr. Zera and Dr. Camden. De ce? They can hear each other without static for the first time since... well, ever. Since ever, lol. See you back at the tower. Bine, ok. As soon as I can. Oh, fuck, sunt pierdut. Deschide ușa. Oh, zombiile au reușit să urce pe mașină. Bravo! Ce aici? Nimic. Ceva îmi spune că nu o să-mi dea Rice la nimica. Adică chiar nimica.
Okay. Oh, police car. E în spatele meu, nu? Oi, dă-te în pâine. Prea mulți. Airdrop stolen? What? Era așa ceva pe aici? Nici n-am văzut niciunul. Ioi. Ioi, fuc. Ok, hai. A, bine că s-adună tot toată șatra. Mamă, și era o mașină de poliție, bă. Cam îmi pare rău. A, pe aici. Sper să se fi meritat chestia asta. Dacă nu, uite. Hop, hop. Și-am reușit, yes. Mă urcam la ăștia. Da? Ha? Who? Is this Kyle Crane? Yes. Who wants to know? My name is Troy. Ce știi să faci? A group of survivors over in Sector Zero. We call ourselves the Embers. Aha. Sector Zero is completely sealed off. Așa. Mr. Crane, until you restored radio communication, we didn't know if anyone else in the city was alive. Wow, ce egoist. I just wanted to let you know how grateful we are. You've given us a small measure of hope. Mă bucur. Well, I'm happy to help. Bă, ce poate face un turn? If there's ever any way we can help you, Mr. Crane. Nee. Please, don't hesitate to ask. Am eu niște idei, dar nu le pot pronunța acum pe livestream, că mică se uită copiii. Pe livestream, da, ne pe video, sunt nebun. Vorbesc tembeliciun pe aici. Bă, nu mi-ai vorbit prostii, e bine. Cu tine da să vorbesc, nu? Bă. Well, you not only did the job Karim asked of you, but you made it back in one piece. Da. Can I get some antizin now? Drog. Did you think I would be satisfied so easily? Mă gândeam că da. Plenty to prove. Oh, shit. Look, we really need the drugs. Let me have them now and then I'll come back and do whatever. You'll get antizin when I say. Oh, ce țigan. Urăsc genul ăsta, dom. But, as I have established, I am not unreasonable. Do all that I ask of you and I will give you not one, but two. Holy shit. All right, fine. What do you want me to do? This will be different from your exploits on the antennas. It will require a bit more persuasion. Adică? The imposing of one's will, the creation of one's own rules. That is what makes a man. Do you live by your own rules, Crane? Da. Or are you merely someone else's puppet? Habar n-am. I believe I know the answer. Talk to Karim before I decide you are no longer with the trouble. Karim, okay. Damn it, son. Asta a fost nașpa. Fost brutal. Salut, Karim. My friend. Salut. Aha. Da, mă iubește. Because you are still among the living. The task at hand is as easy as can be. You simply have to make a few pickups from some nearby settlements. Așa. Which ones? The first is Jafar's wheel station. It's just east of here. But bear in mind, not everyone you talk to today will be in a cooperative state of mind. I'm sure you can be convincing though, no? I guess I'll have to be. Presupun. Dacă nu, le spargem capul și plecăm. Adică luăm tot ce avem de luat și am plecat, n-avem treabă. Trade. Let me sell some shit. Like. Chestia asta. Asta rămâne, asta rămâne. Sell valuables, yes. Gas pipe, sell. Fuck that. La ce avea mai multe? La avea mai multe. Vindu-o și pasta. Asta rămâne. Deci ce putem cumpăra? Exquisite short. Say pass. Mi-a plăcut să fac afaceri cu tine, domne. A fost foarte plăcut și... What the f... Hai, taci, dă-ți încolo. Am urcat două antene. M-am bătut cu un zombie cu dita mai bolovanul legat de țeavă. Și am supraviețuit unei chestii care exploda în fața mea. Deci cred că sunt ok. Nu știu, nici măcar un minut. Ok.
Kai, nu rezisti tu mie. What the fuck, plouă. Ne? Plouă, plouă. Babele să ouă. Zombie este acelea. Pa, băieți. Mi-a făcut plăcere. Hop, așa. Hopa, hop, așa. Eu fug. De zombie așa. Rata, rata, ta. Uișcea. Cum mă uitam la ceas? Nu. Bine, nu planeam să fac chestia asta. E, tu, Q. Q, Q e cu simțurile. Ok, stai să dăm până-l luăm. Ah, pacile. Ce mă, vrei ceva? Ieși afară, mă. Te-am întrebat ceva, adică suntem prieteni, ne cunoaștem. Ce-i, ok, ceva radioactiv pe acolo nu-mi place. A, aici trebuie, ok. Credeam că trebuie undeva mai departe. Scuze-mă, băiți. Bum. Trebuie să contactez oamenii. Stai, nu aici? Mai jos? Cumva trebuie să... Oh, God, trebuie să sar pe... A, nu, nu e greu. Perfect. Nu prea am dat seama ce numere formează. Sau dacă nu știu dacă-s numerele. Crane here. Another job for Rice. This one's pretty dirty. He's forcing me to collect the money he's extorting from a nearby village. Uh-huh. Just do what he asks and stay close to him. Remember what's at stake. Oh God, okay. Yeah, Crane out. This is Jade speaking. Hello. It's gonna get dark in about an hour. So whatever you're doing, people, better start wrapping it up and get back to the tower. Mai o să-i pas. Deci într-o oră se face întuneric. Ok. Păi atunci lăsăm asta pe data viitoare. Așa că nu uitați să dați like, subscribe, share și comment, lume. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!